scris-o? În persoana cui? În persoana, eu nu pot să citiți dumneavoastră, că poftim, uitați-vă, cine-o semnat-o, cine-și... Ce urmează să construiți aici? Conform proiectului, va fi un edificiu bloc administrativ. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, acum eu pe dumneavoastră, de câte ori dumneavoastră sunt aici? Dumneavoastră cu altceva nu aveți cu ce vă ocupa? Dar v-am pus o întrebare de ce vă Nu, spărat. Dumneavoastră cu altceva nu aveți cu ce vă ocupa. Vedeți că n-am trecut. Ia că uitați, este înștiințat, declarația este înștiințat. Cine? Cine este înștiințat? Este inspecția în construcții, actele sunt în regulă, este decizia curții supreme revocabilă. Ce mai doriți? Am zis că domnii sunt... Și vă mai doriți dumneavoastră? Suntem mulțumiți pentru că acesta ar fi un... Păi dumneavoastră, eu încerc scuze, dumneavoastră știți, orice om care ar merge pe drum, orice bețăvan care ne-a fi dumneavoastră, pe ce i-a ascultat? Păi, dar într-adevăr e un monument de arhitectură aici. Care este monument? Iată ăsta, care și ce? Ați văzut că s-o demulează? Păi, dar o să fie a doilea etaj. Domnișoară, duceți și faceți carte, învățați carte și după aceea porniți-vă la drum și faceți ceea ce faceți acum. Ați văzut-o? Ia uitați-o, s-o demulat ceva de aici. Nu vă rușine să vorbiți? Dar de unde să știm noi? Spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost acum, dumneavoastră ați fost aici de sute de ori. Orice persoană care nu v-a contactat, v-a sunat pe dumneavoastră, a fugit aici la fața locului. Ce mai doriți? Trei ani de zile dumneavoastră cunoașteți acest lucru. O să o demolați sau nu? O să fie reconstrucție. Puteți să știți sau nu puteți? Știți dumneavoastră. De ce n-ați spus panou informativ? De ce n-ați spus? Ce va fi aici? Panou informativ, în primul rând... În primul rând, înainte de gard. În primul rând, învățați-vă a vorbi frumos. Eu vorbesc frumos. Și într-a doilea rând, deci se montează gardul și după ce se montează gardul, se montează pașaportul ceea ce va fi aici. Cum să vine ce să-l filmați? Depășit deja termenul când ați început. Nu importă. Păi cum ziceți proprietarul? Eu... Lucrezilor. Nu odată v-am spus cum mă numesc. Apar din clip în clip. O spus că e depășit termenul și declarația e depășită. Nu ascultați terminul este. Uitați-vă, domnișoare, ia n-ascultați. Oamenii ăștia sunt bolnavi. Aici, da? Știți, ei sunt bolnavi sau un bolnavi. Ia arătați termenul. Este înștiințată inspecția de stat. Bolnavi ești bata. Șeful, bata ești bolnav. Ești bolnav de putere și de bani. Acum uitați. De la data, e cerere, prezent autorizat. Termenul de începerea lucrărilor de construcție este 6 luni. 6 luni. 9 luna 8 2012. Nu sunteți vecinii. Da, grupul civic orașul Mărăș. Am înțeles. Și de ce? Păi zi, sunt încălcate termenul de amărare a lucrărilor și autorizația este nulă, din punct de vedere juridic. Dar domnul spune că a câștigat cauza la acta strângă. Păi asta e alta autorizație. Alta autorizație e prelungită sau schimbată. Înțelegeți cum? Și-a depășit și acum termenul. Termenul în 6 luni de zile trebuia să depuneze lucrările și să facă declarații. El a depășit termenul. Noi am făcut sesizare la inspecție și la poliție. Unde a umblat dumneavoastră? Unde nu a umblat dumneavoastră? În construcții. Și ei trebuie să apară din clip în clip, să fac proces verbal, să-i oprească, pentru că ei trebuie să reînnoiască autorizația de construcție, de altfel obținută fără acordul vecinilor. Nu se întâmplă așa ceva. Și fără avizul Ministerului Culturii. Ieri inspecție. Absolut. Dumneavoastră, credeți că oamenii ăștia vorbesc mici în monumentului în frunte cu domnul Ștefăniță. Noi vă arătăm termenul, nu? Termenul vă arătăm. Că ați depășit termenul de demarare a lucrărilor, că este legitim. Termenul este depășit. Și se va ataca în judecată altă autorizație eliberată de primărie. Cu toate că există dispoziția primarului, unde este scris că este moratoriu asupra intervențiilor Radu Blaș, 2012, luna 8. Moratoriu este din 2011. Deci aici construcția este acum ilegală. Este ilegal deoarece e depășit termenul de începere 6 luni. Am spus cum vorbiți. Nu ascultați dumneavoastră toate minciunile. Uitați-vă dumneavoastră foarte clar. Durata executării a lucrărilor. Cât este? 12 luni? Termen de începere. Tu nu te-ai liniștit încă. Tu încă nu te-ai liniștit. Nu te ocupa prostii. Juridic te-ai ocupat. Tu încă nu te-ai liniștit. Tu nu te-ai obosit de prostii să te ocupi. Și cu minciuni. Așa vă umeți ugrăjați. Nu știu. Я не угрожаю. У меня есть бумаги.
Și bumaghi, dacă este razreșenie la Străiniță și este decizia curții de urmă. Vă mai arăt și decizia sau nu? Și știți, oamenii văd când ați început lucrările. Ce spuneți pe lună urmă? Ieri ați început lucrările. Eu am să chem paza amuș. Știți ce? Nu mințiți lumea și televiziunea și opinia publică. Eu știu că sunteți nerușinat și mințiți peste tot, băgat bani peste tot. Cum vă numiți? Cățelechii. Nu, давай сейчас еще раз публично. Eu am și scris despre cazul ăsta. Și întâmplător, eu locuiesc în clădirea asta care e. Și cum vă afectează pe dumneavoastră ca și vecin? Înțelegeți cum? În primul rând, eu am pornit de la simplu fapt că se demolează și se lichidează un... Primărie, din ce drept legal? Este partea de sunt în regulă. Nu știți ce înseamnă primărie? Nu știți ce înseamnă astăzi primărie? Și Curtea Supremă ce reprezintă în ziua de azi, noi foarte bine cunoaștem. Eu știți ce fac? Noi știm foarte bine. Poliție, știm poliția să vină în coace. Noi singuri am chemat poliția. Și atunci o să vedem care și noi am chemat poliția. Și nu folosiți poliția în detrimentul interesului oamenilor. Nu folosiți poliția. Tu prostiți, nu te ocupi. Lăsați-mă pe persoană în pace. Suntem noi toți mișnuieni. Te-ai îmbolnăvit de cap? Nu vă legați de persoană, vă rog. Tu nu ești sănătos, ți-ți s-o descris. Сможет ли он? Он специально взял, открыл окна для того, чтобы там жили бомжи. Для того, чтобы здание разрушалось. Вот и все, что происходит. Очередная схема. Несмотря на то, что у нас есть как бы новый прокурор, тем не менее дела не продолжаются. То есть не работают. Это pentru дыши există primăria, pentru дыши există judecățile, tot lucrează pentru interesele lor, pentru interesele lor proprii comerciale. Și judecățile, și primăria, și guvernul, tot în interesul lor. Inspecția în construcție știe țat pe data 9 să încep lucrări. Pe 9 să încep lucrări. Agenția de inspectare și restaurarea monumentului. Nu vă legați de niște mărunțușuri, vă rog frumos, nu vă legați. Și lăsați hârtiile este la fel și doarmă cu dânsul sub pernă hârtiile astea, până la sfârșitul vieții. Ei, de ce? Nu sunteți... Dar nu sunteți la lucru sau ce? Care e problema? Absunați și faceți ceva. Sau vă ocupați numai de filmarea. Я рапаноши, блядь, сука, с нынешним мышом, кари, собирай, сейчас. Да ши дрец тут устаешь, блядь, с проприетатами. Дай бы документ, пике, если остаешь. Нам не войди хорди. Адам документы, ши я ломаю. Все, сейчас мы его поставим. Домнули, гнуте не скут, кинкладиря, сушая ра. Гнуте не скут. Что дим конту ностру тот там интриценут. Зенч де ань. Am întreținut din contul nostru. Tu n-ai dreptul, ai, tu n-ai niciun document, ai, arată un document. Nu pune mâna pe oameni. Tu n-ai dreptul, ai, nu este sub poliție, nu pune mâna pe oameni. Așteaptă tu ai ceva da. Pentru că se demontezi gardul. Așteaptă poliția. Așteaptă poliția și nu pune mâna pe oameni. Nu ești mai presus de decât nimeni de la curtirii pe reale de curtirii. Șoți de toată. Вы не знаете, да? Чтобы здесь центр строить, вы знаете, что нужно. Слушайте, да вы вот сейчас занимаетесь нарушением сами. Сами вы возле Патрии знаете, там тоже собирались строить истерии? Патрия, Патрия. Да, тоже Патрия, это парк. Сунац, Мария Бесабина, плачь, полиция. Так что, подъеду? Сейчас буду, да. Я че я, ну ты че, говори, вон, буна. Ну,
Ну отвинчи лумя. А может, ай сели счесть напой? Ай сели счесть напой, ай советскому ай сели счесть. Ай советскому ай сели счесть двое. Ну сынкем роби русыл. Да ну тебе пусть ними свеешь, ай юреш, ты еще не да я у нас вам требую, да свин. А то залез? После 300 на 300 свин еще плеч, что на встрече? Да еще нам это лет. Ой, вас пусть от тебя полиция, Саулу. Вас пусть от тебя полиция. Вас тебя полиция. Ось я тут залез учи. Боец, вас отстоят. Боец, вас отстоят. Ну-ка, сейчас снигай. А что ты Внутри, пентру сейчас. Ну,
давайте мы подъедем все-таки к месту. Чувствуете, это же рушено, что рука. А если кто в курге сынди, шап сынди, как на полиции. Ну, вас вызываем уже минуту. Лежал курс сынди. Чего спуск сыбата еще? Чего здесь будет? Колч в агенде. Сервичный озер дождь, инспектор цикла. Вам известно, где организм уманин сыбат? Мандя пласота. Кто у вас старший? Что значит нет? Хорошо. Care, deci este autorizația, este științată primăria că început lucrările, este declarația la inspecție care a fost înregistrată, este decizia curții supreme revocabile. 6 месяцев уже прошло, он начал работать только вчера. Только вчера есть свидетельство. Валабилитатea de 12 luni. Мы все свидетели. И мы просим зафиксировать этот факт, что начали с работы, и людей, которые здесь работают, нам очень важно знать. Авторизация просрочена. Просрочена авторизация, мы о чем и говорим. Что да? Авторизация была введена. Фактически работа начиналась вчера. Da? Lucrul s-a început pe data din 19, de fapt. Acta de pe data s-a înștiințat, uitați-vă, pe data de 14 am înștiințat lucrările să începe pe data din 19. Хорошо, мы вас просим отметить тех людей, которые здесь работают на этом объекте. Если а дальше уже, я думаю, что разберусь. И копель под свалидовал. Это совсем другое решение, по другой авторизации. Да? Ну хорошо, да поговорим отдельно. Давайте поговорим отдельно. Если вы хотите, как до этого. Это другая авторизация. Это по другой авторизации. Ну, ascultați-că, toți au făcut juriști, toți vorbesc. Ну, конечно, у нас есть специалист по строительству один. Ну, вы сопутите toată societatea proști. Noi știm foarte bine, да. De toată societatea vorbiți. Câțiva de aici, da. Câțiva de aici. Видимо, ваши манеры как бы показывают, насколько вы культурны. До этого. Băi, om bun. Du-te la cursuri și învață limba moldovnească română. Вы хотите... Nu vă le dă, vă rog! Nu vă le dă, vă rog! Nu vă le dă, vă rog! Dacă doare sufletul că-i monument... Dacă vreți să despreasă, să legați. Nu te ocupa cu prostii și cu mici. Asta voi acum mă ocupați. Iacă un monument care a construit deja, asta nu pentru voi, asta pentru creste, care a fost deja reconstruit. Asta e sar la bătaie, uitați pentru clădire istorică. Ну, ей зарела батая на ней. Батая, да. Ну, да его. Зарела батая. Саш, давай напишем заявление, потому что у нас же есть... Давай напишем заявление. Зарела батая. Деci авторизация есть валабилă по 19 luni. Și lucrările, începutul lucrările s-au început de pe data de 19 februarie. Minciuni. 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 Ieri, numai ieri. Minciuni. Câteva luni, în 2012. Ieri. 2012. Și a spus că este valabil un an. Da. Nu a expirat acest an. O altă acuzație care vi se aduce este că doriți fațada să o schimbați radical, pe când, potrivit autorizației, trebuie să o păstrați. Este imposibil, pentru că se păstrează fațada, așa cum va fi, material noit, dar nu se face absolut deloc nici o mică schimbare și merge vorba nu de demolare, dar merge vorba de reconstrucție. Deci cum va arăta această clădire și ce va reprezenta? Pot să vă aduc să vă arăt, dacă doriți o poză.
că pașaport am și peste 10 ce spune după ce finisează gardul, să-l montez aici și puteți să vedeți pașaportul. Eu trebuia din tâi instalat pașaportul și numai după asta peste, da, un peste copac o lună. Trebuie, peste, iată aici, iată aici, unde a spus gardul, aici, pașaportul din tăi tehnic. Deci termin de o lună, după asta se începe lucrările. Ce va fi? Un hotel, un bloc locativ? Un bloc administrativ. Чтобы никто. Да. Пусть посибил шкотел, деоарece не перейдете авторизацию. Шкотел, ресторант. Ce ți indică în autorizație? Ce vi se permite a construi? Reconstruirea. Răspuns, vă rog, după și pe urmă vorbim. Reconstruirea obiectivului de menire social-comercial. Deci poate fi și bloc administrativ, poate fi și hotel și bordel. Câte nivele va avea? Câte nivele va avea? Plus 3-4 suplimentare. Altceva va fi amenajat în jur? Cât spațiu va? Deci pe lângă clădirea asta principală, va mai fi ceva în jur? Sau? În linii există. Da, și la mi-am pare că dumneavoastră sunteți mai competent ca oamenii ăștia care au venit aici. Părerea mea. Și dumneavoastră, cum stau pe toată strada? Cum stau pe toată strada? Și în toată Moldova și în toată lumea, așa va sta și la aici. Dar ați prevăzut o parcare sau nu? Eventual, dumneavoastră ați fost, cred că, multe țări străini. Ați văzut mai multe decât... Asta nu înseamnă că e stare deștept. Și nu cred că va fi mai rău. Am văzut să distrugă monumentul, să fac 4 etaje deasupra. Dar nu să distrugi monumentul. Cum nu distrugi monumentul? Asta e compromis, nu mai este monumentul acela. Să fac 4 etaje deasupra. În lege se permite? Nu se permite. Nu se permite. Așa interpretează cheltuia grumătare. Așa interpretează cheltuia grumătare. Dumneavoastră, vedeți, atât lumea protestează. Asta reprezintă o piedică sau nu? Sau veți continua să construiți? El are blană. Ce să faci mai departe? Iată, vedeți, oamenii au decât să iasă, să stezi, nu vor să demontezi. Dar cine permite să demonteze? Schimb poliția și dai la bord. Dar cine permite? Trebuie schimb poliția. Dar cine permite? Dar el poate să puci strag de gard. Ca un bandit. La bot nimeni nu i-a dat. Ei, da, cum nu? Da, cum nu? Tot așa, avem filmări, avem probe. Luați-vă ocupați cu lucrurile. Luați-vă ocupați cu lucrurile. Ca un bandit. Luați-vă și ocupați cu lucrurile. Dumneavoastră mai bandit sunteți. Vă ocupați cu prostii și principatii vă plătesc așa. Sperăm poliția să se sesizeze după imaginele astea și să răspundă. Dumneavoastră și gașca asta de bandit. O să vedem cine o să răspundă. O să vedem cine se răspunde, cine o demulat. Sper că nu o să-i cumpărați chiar pe toți. Nu v-a demulat nimic, uitați, ați făcut un gard ca la Berlin. Normal să fie. Și normal așa. Dar să nu treacă omul să-i cadă în cap. Unde-i monumentul? Gata, l-ați ascuns. După ce o să fie demontat gardul, să vadă și vadă 4 etaje în sus. Atunci am gard. Mai sunteți cu mine. Sunteți cu bani, nici nu mai trebuie minte. Da? Da, doamnă, să aveți atâta minte cât am eu. Da. Mare minte trebuie să fii corupt. Să nu vă ocupați prostii de astea care nu trebuie să vă ocupați. Aici nu-s prostii. Dar ce-i prostii? Dar ce? Vă permitem să ați așezat la noi în cap. Ce prostii este? Am făcut gardul normal ca să nu cadă în cap la oameni să mă trece. Și ce e să bagi gardul ăsta forțat? Hai să distrugi monumentul. Eu vreau să vă spun încă un lucru. Că s-a montat un gard normal în centrul orașului ca să nu cadă în cap la oameni când s-a demontat. Să faci un bloc de 4 etaje aici unde n-are unde merge lumea. Unde ai parchezi mașinile? La hotel, la magazin, la bordel, ce ai să ai din aici? Unde îți parchezi mașinile? Parcarea o să fie cum sparchea, uitați-vă toate. Unde să iei parcarea? Da, drum n-ați mai fi. Să încapă șapă mașinii. Ia ca aici, 1, 2, 3. Și trotuare. Dar hotelul are 7 camere. Eu consider că toate problemele e în primărie, în primul rând. De acolo! Ia ca dumneavoastră o să veniți fără mașină, dar oameni care ați vrea să o iei cu mașină. Nu umblați cu provocarea și cu prostii. Ce s-a terminat procesul de judecată în care vă aflați pe acest caz? Deci este... s-au menținut toate documentația de proiect, deoarece ea a fost coordonată cu toate organele de resort. Dacă sunt toți corupți, numai dumneavoastră sunteți corect și rest toată țara e coruptă, dar eu am toate vizele respective. Sunteți corupt, domnule! Suprema de Justiție a decis că... Și aceasta e evident! Că s-a menținut documentația de proiect pentru reconstrucție obiectivă. Prezentați-vă, vă rog, numele prenumele. Băi, și uite, vă mișteți unde ne-a palată, imu, atât seama. Da, la ziua mea uliță. Nu știu ce să vezi. Dar încă nu știți exact ce va fi. Bloc administrativ. Știu foarte bine. Bloc administrativ. Dar v-am spus ce e indicat în autorizație, nu? Dar cine
Bă, ce ești proprietar de sclavie aici? Și dai bani. Oamenii ăștia sunt proprietatea matare, le vezi cum forță ca niște bandiți așa le-ai dat ordine. Aptele se regulă? Păi ce semn de corupție nu e dinire? Ce se regulă? Distrugi un monument? Aptele mele se distrugi un monument? Dar cine ești, bătate? E monument. Cine ești, bătate? Eu cetățean. Eu sunt cetățean. Cetățean sunt de monument. Este decizie cu suprem. Mă fiște ea, distrugi un monument. Mă, tu ești cel mai corect în țara. Distrugi un monument. Cel mai frumos. Distrugi un monument. Da, Это здание национального значения. Дальше оно будет вот в таком вот виде памятник. Ну, наверное, да. Более того, кто хочет, может посмотреть неделю назад. Неделю назад товарищ Филат сказал, что это не реконструкция фасада. То есть надо делать нормальную реконструкцию. Хоть здесь нам повезет. Нет, и здесь тоже закрыто. Ну вот так у нас работает все время. Попробуем кому-то из Сергея. Валерий Диденко, его подпись тоже стоит на каждом документе. Люди пришли к вам, хотят поговорить. Для дочки на уну. Унде стоят все лукраторы. Домну Грозаву, унде, домну Блажду. Ваша подпись в том числе стоит на здании Щусева 52, тот памятник, который хотят превратить в четырехэтажную гостиницу. Считают это реконструкцией. Мы хотели бы эту ситуацию публично обсудить с господином Киртонко, вместе с присутствием прессы и с вами тоже вместе. Sunt oameni de competență. Este arhitectura, este... Competență dacă nu sunt la locul de muncă. Da. Noi putem găsi. Ei nu sunt la locul de muncă când vreți dumneavoastră. Păi cum? Dar primăria cât работает? По своим часам или все-таки? Primăria nu stă, în special viceprimarie, primar, nu stă în birou să vă aștept dumneavoastră când vă trebuie să... Хорошо, замечательно. La ore de primire. Но почему тогда, если вы так любите процедуру, почему вы не выполняете процедуру по публичному обсуждению по поводу памятника? Ce am eu cu asta? Voi scrieți scălitură, voi! Eu adevărat semnătură, dar cunoașteți legislația cât de cât, dar eu nu specialist în construcții. Da, noi știm, chiar și Grozavul nu este specialist, am văzut. Chiar și dacă ați dat pusna, atunci când noi lucrăm, m-ați găsit la locul de lucru. Da, eu permanent. Ceea te vedeți și la mine. Și cine, dar nu vedeți permanent. Dar competența mea nu intră în arhitectură și în problemele de urbanism. Dar dați autorizație, de ce dați autorizație? De o specialiști care pregătesc, care o selectat, nu ați vrea să sunt după destinație. Fără asta nu e. Nu am, eu am adeverit semnăturile. Da, eu am adeverit semnăturile. Autorizație este direcția autorizației. Și cine primărie? Bine, și cine primărie? Iată, când nu vin, vreo situație de conflict din cauza primăriei, toți secretarii răspund că sunt teritoriu. Când spun, spuneți-vă rog, concret, unde? Acum mă deplasez acolo, nimeni nu știe. Păi ce știe de tare? În teritoriu. În teritoriu toți răspund. Вот так. Вот так.